Sănătoși, dacă e bine și voiți, urcii mei ca să-i primiți, că am venit la dumneavoastră să vă joace o ursărească și am venit cu această ursoaică mică, care nu-și e să joace de frică. Păi ea de frică va juca, că-l vede pe Sfântul Neculai în mâna mea. Hălălăi! Vezi acesta pui de urs, vezi acesta pui de urs, din pădure l-am adus, din pădure l-am adus. Hălălăi! Și l-am adus pe picioare, și l-am adus pe picioare, la Sfântă Maria Mare, la Sfântă Maria Mare. Hălălăi! Nu era chip de lăsat, nu era chip de lăsat, că-și venea la fete-n sat, că-și venea la fete-n sat.
Hălălăi! M-a ajuns, sunt dor de acasă, m-a ajuns, sunt dor de acasă. Cam o țigancă frumoasă, cam o țigancă frumoasă. Hălălăi! De frumoasă nu-i urâtă, de frumoasă nu-i urâtă. Dar are rapă la burtă, tocmai une pielea ruptă. Hălălăi! Și-are un nume minunat, și-are un nume minunat. O cheamă Aritansat, o cheamă Aritansat. Hălălăi! Une-s paralele tale, une-s paralele tale. Ca să iau în casă sare și la danciu de mâncare. Hălălăi! Tu paralelele bei, tu paralelele bei. Și te ard cu cine vrei, și te ard cu cine vrei. Hălălăi! Tu n-ai grijă nici de mine, nici de casă, nici de urt. Ce pus hai tâta pățul! Și mai pus ca în spinare. Bă, să mă duc la vânătoare. Bă, și cu tutul la picior. Hai, urfă-i ca să o omor. Băi, am găsit mântul bun.
Petruzuliță mere coapte, păi ce-a trecut anul, măi frate, păi tare ar Dumnezeu să dea, păi ce n-a fost pe aici așa, păi sănătate și bucate, păi pe masă să aveți de toate, păi sănătate și mulți bani, păi la anul și la mulți ani, păi la mulți ani la dumneata și la întreaga familia! Când mă făceam cu ceata urșilor, aveam o comandă la ursar și spuneam așa: asta-i ceata cetilor! Aha, bun, toți sunt frumoși, îi felicit pe toți, dar știți că e vorba asta, acum a apărut mai nou, dar ăștia m-au dat pe spate. Da, ce vreau să vă spun, ceata condusă de bunul nostru prieten și bun colaborator, Iulian Poto, care îl invit să vină alături de mine. Iulian a stat cam luna lui decembrie mai mult la servici, înțelegeți? Ca astăzi să fie liber. Dumnealui face la tură, noi și la pensie, de unde? Poate la anul. Cu două zile în urmă îmi spune așa: domnul primar, cred că eu plec pe podii, stau, ascuz, m-am săturat de toate astea. Eu știu teatrul ăsta lui Iulian. Așa, băi, Iulian, zi, măcar anul ăsta vino. Și a venit așa cum îl vedeți dumneavoastră, a organizat. Nu numai faptul că au venit cu urși mulți, dar frumoși, buni, mari. Pei originale, la aceste pei mă pricep. Binișor, să zic eu așa. Băieții care sunt îmbrăcați ursarii și dobășorii care au respectat ceea ce le-am solicitat noi, conducerea administrației publice locale, să nu îndepărteze datele și obiceiurile și să facă diferența între un de acel care umblă cu masca pe oi și altul care bate toba. Lucru pe care s-a confirmat. Putem să îi felicităm pe ursari, pe toboșari, pe urși, dar alături de mine, în afară faptului că în partea stângă stă Iulian și Iulian merită multe, îl felicit și îi mulțumesc frumos, dar totodată îi mulțumesc frumos soției dumnealui pentru că a condus ceata perioada lunii lui decembrie, în care a mers la multe unități administrative teritoriale din Dofteana, care
Nu știu dacă Iulian și-a permis în timpul serviciului să o dirigeze prin telefon, dar doamna trăiește aceleași momente ca și el, că era o vorbă, știți, îmi cer scuze cu Iulian, și că băi, cu nebun unde poți spune, așa face, trebuie să joci așa cum zice el. Iulian, am făcut o scurtă paranteză și te rog frumos să mă ierți. Da. În dreapta mea se află cel mai vechi urs, un urs de 81 de ani, Nea Mihai Șerban, care îl vedeți alături de mine, în fiecare an i-am promus că-i dau o șampanie. Vezi că șampania veche mi-am pus o ladă aici, în biroul primăriei, și te aștept și anul viitor la fel. Felicitări și îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că în fiecare an ai venit, ai o inimă mare, o inimă largă, o inimă în care dai curaj și celorlalți din jurul nostru. Îți mulțumesc foarte mult și uite, îți dau un colac, dar știi ce înseamnă colacul ăsta? Reprezentând Dofteana, este un colac rotund pentru continuitatea în viață. Știți că e o vorbă, și că dacă Dumnezeu ți-a dat putere, mergi înainte. Au zis că la horoscop am spus că în seara asta e posibil să fac o hărnicie. O căsnicie. Oameni buni, mulțumesc încă o dată tuturor. Băieții de la Dofteana, ați fost tari, buni, frumoși și mulți. Felicitări! Știți ce spunea? Toți am făcut istorie. Ștefan cel Mare, cu mâna în sus, spunea așa despre Moldova. Dar eu, în calitatea mea de primar, spun despre Dofteana. Pentru că Dofteana este singura localitate din județul Bacău care promovează datin și obiceiuri. Dar Dofteana nu este a mea și nici a dumneavoastră. Este, a fost și va fi a urmașilor noștri. La mulți ani, Dofteana! Mulțumesc, Ioan, mulțumim pentru... Vă rog, un premiu în bani din partea Unității Administrativ-Teritoriale și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să vă așteptăm și de alți ani la fel și vă mulțumesc tuturor de înțelegerea și înțelepciunea care ați dat dovadă. V-ați deplasat pe drum, nu au fost probleme ce era vreodată. Dar acum vă anunț tot eu. Urmează ceata din satul Hăgheac și parcă îmi vine să tremur că poate e mai frumos decât tine. Dar eu aștept din ce în ce mai frumos. Aș vrea să fac... Să zic așa, începând de anul viitor, o jurizare, să o aduc din altă zonă, nu de aici, de la noi. Se așez aici și să dea note. Dar mi-e teamă că nu poate să dea locul 2. O să dea numai locul 1 sau un trofeu sau un premiu de excelență. Asta voi hotărâ doar voi, când ne vom întâlni. Vă mulțumim! Mulțumim, domn primar, urăm și noi, dumneavoastră, cât și celor care ne privesc, un an nou fericit, cu bine și mai bine. Mulțumesc consilierului nostru, Cătălin, fratele lui Ionuț, care împreună cu familia care ne-a sprijinit foarte mult pentru momentele în care am participat, tuturor prietenilor mei care m-au înțeles și au fost lângă mine și băieți, și la anul vom veni bucuroși, vă vom găsi. Rămâi gazdă sănătoasă, noi plecăm acum acasă, mulțumim de ce ne-ați dat, ne-am luat urșii și am plecat. La mulți ani! Vă mulțumim de ce ne-ați dat!
Să vă mulțumim!